acest mijloc pentru a proteja cât de cât suprafața de joc, care altfel este moale și mă aștept ca și la... Dinamo a folosit în total 45 de fotbaliști în tot campionatul. Doar Dunărea Călăraș a folosit mai mulți. Asta spune multe despre vânzoleala. Sim. Și Boris Garoș, care preia pe piept, ține bine de minge, pasează cu călcise acolo, respinge însă Manea, sau mai bine zis prelungește. Sim Garoș acolo, câștigă duelul aerian, Patrick Petre intră în care... Să-l depășească pe cel mai bun marcator străin din istoria campionatului. Gardoș, imperturbabil, respinge pentru Boris Garoș, care nu știu cum... Pe brazilianul Matson. Angajarea lui Minio Peralta. Boris Garoș continuă să lupte, a respins Cristea. Se joacă mai mult la întâmplare aici. Boris Garoș. Pentru sezonul viitor. Deocamdată mă opresc pentru că este o fază importantă în careul celor de la Gazele. De la viitorul. În alb cu negru sunt cei de la Polia și a fost o degajare a lui Florin Gardoș. Florin Gardoș, cel care joacă cu o mască de protecție. Roberto Romeo. Combinație lentă acolo și iată că mingea se duce spre Boris Garoș. Acesta rupe ritmul. Boris Garoș așteaptă suportul cu echipierilor și el a frânat destul de mult. Îl vede pe Vili Semedo. Marcate all time în Liga 1. Ei bine, primul, vă spuneam, a fost chiar împotriva celor de la viitor. Boris Garoș în luptă cu Chiță, scoate pentru Semedo. Corecta în ceea ce am spus. Dacă ne gândim la exemple precum Rapidul, formație din Liga 3, Timișoara, UTA, Arad și așa mai departe. Un șut acum foarte bun din lateral. Pentru că Gazmetan Mediaș trebuie să iasă mai mult la joc și să încerce să restabilească egalitatea. Totuși că accidentarea nu este una atât de serioasă încât Mihalache să iasă din meci. Boris Garoș, Maria, care nu are o altă soluție decât s-o trimeată la Gabriel Bosoi. De meciuri fără victorie în Liga 1. Fi al șaptelea meci la rând în campionat fără succes. Aruncare de la margine în lung de linie, un balon pe care Mihalache nu l-a putut stopa acolo. Dar de la locul 3 în jos se joacă și sunt multe echipe care se bat pentru celelalte 3 locuri. Iată-l pe SM.